pentru acest interviu în laboratorul în care se fac corodări ale plachetelor de siliciu de la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Microtehnologie, INCT pentru Microtehnologie, IMT din București. IMT este unul dintre partenerii din proiectul cu tema, cu titlul Tehnici de stocare și valorificare a rezultatelor științifice avansate SOVAREX. Este partenerul numărul 2, așa cum este, mă rog, birocratic, să spunem, numit. Alături de mine este domnul Florin Năstase, care este doctor în fizică, firește, cercetător la IMT București și pe care o să-l rog în primul rând, înainte de a vorbi despre rolul IMT în acest proiect SOVAREX, să ne explice puțin ce se întâmplă aici, în acest laborator. Bună ziua, sunt Florin Năstase de la IMT București și, pe scurt, în acest laborator, în principal, se fac corodări sub diverse forme ale plachetelor de siliciu, ale materialelor depuse pe plachetele de siliciu. De fapt, e o paternare a materialelor. Pentru aplicații practice, după o primă etapă în care substratul este pregătit sau filmele sunt depuse pe substrat, acestea trebuie configurate sub diverse forme, sub diverse juncțiuni. Și aici, cel puțin în jurul nostru, suntem înconjurați de trei echipamente care fac în principiu același lucru, dar sub diverse forme, adică corodarea materialului sau plachetelor de siliciu. Este tot un fel de cameră albă. Asta este și explicația pentru care noi suntem îmbrăcați așa. Da, este o cameră albă, mai puțin albă, ca să zic așa, dar este tot o cameră albă, clasa 10.000 și este o zonă puțin mai veche a IMT-ului. Dar o zonă importantă. O zonă, da, destul de importantă a IMT-ului, de aceea și fost cuplată cu noua zonă din Cenasic. Noua zonă din Cenasic care se ocupă de... Noua zonă din Cenasic care se ocupă cu materiale carbonice și tot ce ține despre tehnologia materialelor carbonice. Vedeta fiind grafena. Vedeta fiind grafena, care este într-un mare avânt acum pe plan mondial. Se încearcă înlocuirea electronicii pe bază de siliciu cu o electronică pe bază de grafenă sau ceva de genul. Și asta ce înseamnă? Că într-un viitor, nu știm cât de apropiat sau de îndepărtat, siliciu va fi înlocuit în totalitate? Se termină era siliciului? Nu știu să răspund la această întrebare, n-aș putea să spun. Tehnologia siliciului este foarte bine pusă la punct, este acum relativ ieftină și nu cred că într-un timp foarte, foarte scurt siliciul va fi înlocuit. Dar probabil că vor exista diverse dispozitive hibride, cum deja sunt... Sunt, de exemplu, la televizoarele color, acum sunt dispozitive hibride, lumina la început, lumina din spatele ecranului LCD venea de la tubul fluorescente, mai după aceea s-a trecut la LED-uri și acum sunt la nivel de LED-uri făcute pe bază de polimeri electroluminescenți. Și probabil că ceva de genul va fi și cu grafena. Tehnologia pe bază de grafenă este încă foarte scumpă. Sigur, și comparativ între... Tehnologia pe bază de grafenă la nivel de producție încă nu este, din câte știu. Încă este la nivel de laborator, este destul de complicat pentru că totuși grafena este un singur strat atomic de atom de carbon. Și se fac eforturi, ea la momentul acesta se crește foarte bine pe un substrat de cupru sau de un substrat de nichel, dar pentru aplicații este nevoie ca ea să fie transferată după acest substrat, pe un substrat de siliciu sau pe un alt substrat. Acest transfer presupune inducerea de defecte și de aici toate problemele. Încă sunt la stadiul de cercetare a tehnologiei în cazul grafenei. Nu poate fi crescută decât pe substrat de cupru sau de nichel, nu direct pe siliciu? Sunt cercetări în acest sens în care se încearcă creșterea grafenei și pe alte substraturi, afară de cele tradiționale, cupru și... Sunt și ceva rezultate, dar încă suntem la stadiul de cercetare. Am înțeles. Bun. Până când vom ajunge ca grafena să înlocuiască siliciul, dacă se va întâmpla lucrul ăsta vreodată, haideți să vorbim concret despre, așa cum spuneam, rolul IMT în acest proiect SOVAREX. E interesant că fiecare dintre partenerii din acest proiect, dintre cei patru parteneri din acest proiect, sau cinci, dacă punem la socoteală și Politehnica din București, are un rol bine definit. IMT-ul este implicat
în dezvoltare de senzori, dar și în ceea ce astăzi se cheamă internetul lucrurilor. Haideți să le luăm puțin pe rând. Da, ideea implicării noastre în acest proiect este strâns legată de laserul de la Măgurel. Într-un timp relativ scurt, laserul de la Măgurele va intra efectiv în faza, în ultima fază, în faza de experimentări. Ar trebui să se întâmple anul viitor. Da, da. Dacă toate lucrurile merg bine, probabil că așa va fi. Și laserul de la Măgurele și experimentele de acolo vor produce o cantitate foarte mare de date. Aceste date, tocmai proiectul exact pe această idee a fost construit. Ce facem cu aceste date? Aceste date vor fi foarte multe, vor trebui stocate, vor trebui create baze de date în care se vor stoca pe lângă rezultatele cercetării și toți parametrii de monitorizare a instalației, adică a laserului de la Măgurele. Și în acest context, partea IMT-ului ar fi să dezvolte concepte de senzori atât pentru monitorizarea laserului de la Măgurele, cât și pentru detectoare sau așa pentru partea experimentală. În urma ciocnirilor dintre fascicul laser cu diverse materiale va rezulta o cantitate foarte mare de informații, de particule, de diverse energii și atunci toate acestea trebuie detectate, prelucrate și stocate undeva. Iar ideea de implicarea internetului tuturor lucrurilor în această treabă științifică, ca să zic așa, este că preluând ideile de acolo, preluând ideile din partea de Internet of Things, din partea internetului lucrurilor, să ducem sistemul de comunicare în partea experimentală, în care diversi senzori comunică între ei, iau decizii în funcție de ce răspuns au, un senzor ia decizii în funcție de ce răspuns are de la celălalt senzor, fără să mai treacă neapărat printr-un operator uman. Asta într-o primă idee. Într-o altă idee, prin rețelele de internet securizate, cercetători de pe întreaga planetă, ca să zic așa, pot avea acces la datele de la Măgurele. Adică nu trebuie neapărat să se deplaseze cineva undeva ca să asiste la un experiment sau să prelucreze date sau să vadă despre rezultatele cercetării. Și atunci, prin rețeaua, poate chiar rețeaua uzuală de internet, bine securizată și criptată, poate să acceseze datele experimentelor de la Măgurele. De aceea și partenerul, cred că 4 sau 5, Politehnica, ca să zic așa, ar trebui să ne ocupăm de partea de hardware și ei ar trebui să se ocupe de partea de software al ideilor din acest proiect. Partea de hardware fiind senzorii în sine? Partea de hardware fiind senzori în sine, infrastructura, pentru că orice software fără hardware nu merge și orice hardware care dacă nu are software nu și are rostul. Și noi la IMT chiar cu asta ne ocupăm. Facem dispozitive electronice și orice ne conjoară găsim o diodă, un tranzistor, un dispozitiv electronic, mai mare sau mai mic. Cât de deștepți ar trebui să fie senzorii ăștia față de ceea ce există acum? Adică ar însemna un salt, hai să spunem chiar o revoluție în concepție? Nu neapărat. Nu neapărat să fie deștepți, ar trebui să fie rezistenți, pentru că acolo vor fi niște condiții pe care... Aproape extreme. Da, cercetătorii de acum ei le anticipează. Nu știu de fapt ce se va întâmpla. Asta, într-un fel, poate că e frumusețea laserului de la Măgurele, pentru că, de fapt, nimeni nu știe ce se va întâmpla acolo. Ce se va întâmpla atunci când 10 petavați de energie vor lovi un material, o țintă de orice natură. Bun, dar se fac simulări, adică se poate simula. Se poate simula, se poate gândi și tocmai de aceea monitorizarea și detectarea ulterioară a particulelor și a energiilor care rezultă din experimente este un lucru destul de important. Pentru că senzorii aceia sau detectorii trebuie să reziste la condiții extreme de mediu, la energii înalte, la unde electromagnetice de intensitate mare și de frecvențe înalte. Deci, până la urmă, totuși, cred că și pentru IMT este o provocare, pentru că așa ceva nu s-a mai făcut. Adică n-ați mai avut de ce să faceți. Da, este o provocare. Colegii din IMT sau IMT-ul are o experiență în domeniu, pentru că să nu uităm că are în spate, cred că 40 de ani de experiență
și la începuturi a proiectat dispozitive electronice și a fost institut de cercetări al platformei de la IPRS Băneasa. 40 de ani în domeniu, 25 de ani ca IMT. Da, 40 de ani în domeniu, 25 de ani ca IMT. Și avem ideile, avem gândirea și potențialul necesar. Sper să și putem realiza concret și fizic, pentru că de la o idee până la a realiza concret un prototip e puțin mai mult. Implică și resurse financiare și resurse umane. Dar dacă ar trebui să ne imaginăm, cum ne-am putea imagina senzorii aceștia? Păi, în principiu, ne-am imaginat pe baza tehnologiilor pe silici, pentru că IMT-ul ăsta este cel mai bun, ca să zic așa. Are în spate o întreagă istorie în tehnologia siliciului și, de fapt, e singurul institut din România care se pricepe destul de bine la ce presupune tehnologia siliciului. Chiar dacă, din păcate, în România nu mai există utilizatori ca și întreprinderi care să beneficieze de această cercetare în tehnologia siliciului, probabil cu laserul de la Măgurele există o șansă destul de mare și pentru IMT și pentru laserul de la Măgurele să putem să lucrăm împreună și să putem să dezvoltăm lucruri interesante. E foarte interesant. Proiectul acesta al laserului de la Măgurele este o noutate din toate punctele de vedere. Pentru specialiști în fizică este o noutate. Pentru, iată, cei care vin din alte domenii conexe este de asemenea o noutate. Până la urmă, fiecare învățați din mers. Învățați făcând. Într-un fel. Da. Cercetarea în ziua de azi este un lucru puțin mai complicat, pentru că dacă acum 100 de ani chimiștii își vedeau de ale lor, fizicienii își vedeau de ale lor, biologii de ale lor, acum lucrurile sunt atât de complicate încât cam fiecare trebuie să știe, da, și de interconectate, încât fiecare trebuie să știe cam ce face celălalt. De exemplu, laserul de la Măgurele se va ocupa în bună parte și de o parte de aplicații biologice, în tratarea cancerului și mai departe. Deci fizicienii, inginerii de acolo vor trebui să colaboreze cu medici și cu chimiști, ca lucrurile, fiecare vine cu punctul lui de vedere, cu viziunea lui asupra lucrurilor și trebuie să se pună de comun acord astfel încât lucrurile să meargă. Este foarte interesant ce spuneți, pentru că, pe de altă parte, și acest proiect SOVAREX urmărește cumva și, sau are și o dimensiune, să spunem, socială, economică, educațională. Colaborarea aceasta între laserul de la Măgurele și partenerii din proiect, să ne limităm doar la aceștia, poate fi de asemenea o șansă, o posibilitate, o ofertă educațională foarte interesantă. Da, pentru, din câte știu, cel puțin la laser sunt angajați destul de mulți tineri care își fac acolo doctoratul sau își fac un postdoc, pentru că vin de la fizică și încă țin legătura cu colegi de acolo. Chiar zilele trecute mi-au spus că a fost o revigorare a numărului de tineri candidați care vin la fizică și asta se datorează laserului, pentru că cred că orice român a aflat despre acest laser de la Măgurele. Și asta e un lucru bun. E un lucru bun pentru că copiii, tinerii nu prea mai sunt atrași de știință. Știința nu e paradoxal. Da, știința nu e o treabă ușoară. Poate că tinerii vor să crească rapid în carieră, să aibă venituri destul de mari, destul de repede. Nu zic că în cercetare nu sunt venituri mari, și mai ales în Occident și în societățile mai bine organizate, sau nu mai bine, mai bogate, mai prospere, dar nici în România lucrurile nu sunt. A fost o perioadă în știință în care lucrurile n-au mers foarte ok, dar acum finanțarea este destul de rezonabilă. Chiar la IMT avem câteva, cred că 10-15 anunțuri de angajare și e destul de greu să găsim tineri. Da, e interesant. În orice caz, cum, iată, o ofertă de soiul acesta poate, repet, așeza pe niște făgașe, niște tineri. Mă gândesc și la partenerul de la Politehnica din București, care, de asemenea, poate oferi propriilor studenți alte perspective. Da, știu că la Politehnică se fac și niște cursuri în cadrul acestui proiect
și probabil cei care urmează acest curs vor fi familiarizați cu, cel puțin cu datele și cu bazele de date care vor fi generate de acest proiect și probabil poate că vor fi interesați și despre ce se întâmplă mai concret la LASRO de la Măgurele. În mod normal ar trebui să fie interesați, pentru că teorie fără practică da. nu se poate. Vreți să mai spuneți dumneavoastră ceva apropo de proiectul ăsta? Da, proiectul este destul de interesant. Proiectul s-a dezvoltat ca, pentru că unul dintre parteneri este Cetalul, care deja are un laser de un petabat, este, ca să zic așa, se încearcă a se face unele experimente la o scară mai mică, care apoi vor fi transferate către laserul mare. E ca un fel de practică inițială să vedem cam cum se vor întâmpla se vor întâmpla lucrurile când vom trece pe instalația mare. Și atunci noi și pentru cei de la Cetal am avut discuții cu ei și ei de acolo, deși ei sunt de, cred că, câțiva ani buni în care au laserul și funcționează, și ei întâmpină probleme cu partea de detecție. Se pare că detectoarele sau senzorii pentru mediile acestea mai puțin prietenoase sunt destul de greu de realizat. Ei încă, din câte știu, lucrează cu niște metode de detecție pe film, deci lucruri care se foloseau acum 50-60 de ani, pentru că încă nu s-au dezvoltat tehnologii necesare conceperii de detectoare care să reziste la energie sau la particule atât de încărcate, da, care se vor rezultă din urma interacțiilor fascicului laser cu diverse ținte. Bun. Atât? Cred că da. Da? Ok. Mulțumesc foarte mult, domnule Florin Năstase, și sper să vorbim cât de curând. De ce nu când veți avea primii senzori gata de acțiune? Și eu mulțumesc și sper că acest lucru să se întâmple destul de repede. Noi vedem acest proiect ca un punct de plecare în colaborări viitoare, mult mai concrete și mult mai aplicate cu cei de la LASRO de la Măgurele sau cu ceilalți parteneri din cadrul proiectului.